Bună ziua! Am să vă prezint un instant de apă caldă care a fost confecționat cu ani în urmă după un model turcesc. Este făcut de mine la vremea de atunci. A fost folosit, se și vede depunerile de calcar, a fost folosit, e făcută din material care rezistă la 150 de grade, am înțeles eu. Este poliamidă, robalit știam eu. Asta e furtunul care a fost la el. Și vreau să vă demonstrez că se poate copia, că se poate face de către oricine un instant de apă caldă până ai reușit să le termin pe alea care le-am dat în anterior. Un instant de apă caldă care asigura dușul, asigura spălarea vaselor la bucătărie. Consumul era de maxim 4 kW, în funcție de rezistența care o puneam. Și referitor la cei 4 kW, toată lumea se ferește de un asemenea consum. Numai sarcina era cam mare, dar 4 kW însemna la 5 minute sau 10 minute de făcut baie, însemna mult mai puțin decât un boiler de apă caldă care merge 2 ore înainte de a face baie ca să încălzească apa și 2 ore după ce ai făcut baie ca să o încălzească din nou, să o mențină caldă. Indiferent că mai face cineva baie sau că nu mai face, el tot mai merge 2 ore ca să încălzească. Și dacă facem o estimare așa la 2 kW, dacă ar fi boilerul, el merge 2 ore înainte, 2 ore după. Asta înseamnă 8 kW consumați pentru o baie. Pe când ăsta, dacă are 4 kW pe oră, la 10 minute de baie, a șasea parte dintr-o oră, da? A șasea parte din 4 kW, cam 800 de W, da? 800 de W, care însemna la vremea de atunci cam 40 de bani. Ce cuprinde instantul? Corpul principal, care este, spuneam, din robalit, căruia i-am făcut două găuri pe toată lungimea, pe aproape toată lungimea, două găuri în care se introduce rezistența electrică. O să-l demontez pe ăla să vedeți. Se bagă rezistența electrică cu capetele scoase prin găurile de aici, două șuruburi de alamă scoase aici, deci se leagă rezistența la cele două șuruburi de alamă. Rezistența este făcută dintr-o rezistență de nichelină de 2 kW de la magazin, 2 kW, tăiată în două pentru 9 ohmi, măsurată cu aparatul de măsură. 9 ohmi însemna jumătate din rezistență, care de la 2 kW se ridică la 4 kW. E normal. O rezistență de 2 kW tăiată în două, conectată, va lua 4 kW. Și aici unde se făcea traversarea, întindeam spira de nichelină și puneam o bucățică de clingherit ca să nu facă contact cu flanșa metalică, deci flanșa de aluminiu, țevile de inox filetate. Mai am și acum. Și acum mai am țevi pentru altele care ar fi fost, dar s-a renunțat la ideea de atunci, că au apărut altele mai simplu de folosit, de instalat. Deci, pentru cine nu are posibilitatea să cumpere, îl poate face foarte ușor. Deci, spuneam după asta că am dat găuri pe lungimea lui și ca să pot să fac traversarea apei, că apa intră pe aici și se întoarce pe aici, adică intră pe un canal și se întoarce pe celălalt, trecerea de aici, dădeam o gaură, am dat gaură aici ca să comunice cele două găuri longitudinale, să comunice cu una transversală.
Și spuneam rezistența, bornele rezistenței scoase aici. La jumătatea traseului electric era flanșa cu un fir neapărat obligatoriu legat la pământ pentru a nu se produce electrocutarea. Dând la jumătate. Apa intră pe la jumătatea traseului de tensiune, apa intră pe la jumătate, se întoarce tot pe la jumătate, dând la pământ cu firul. Așa este originalul turcesc. Să nu credeți că este invenția mea sau este... Eu doar l-am copiat. Aici este o electrovalvă, nu electrovalvă, o pneu, cum să zic, presostat, nu presostat, un contact electric acționat sub presiunea apei din instalație. Ce se întâmpla? Robinetul era înainte de intrarea apei în instant. Când dădeam drumul la robinet, ieșirea era pe ăsta, mai lungul. Deci intrarea era liberă, iar ieșirea era obturată, nu mai ieșea pe gaura de 10, și ieșea pe o gaură de 2 mm și jumătate. Deci se crea o presiune în instalația instantului și presiunea împingea membrana de cauciuc de aici și realiza contactul electric aici, dând drumul, conectând tensiunea la borne. Deci creindu-se sub influența presiunii din el, adică prezența apei, producea realizarea contactului, pentru că niciodată el nu trebuia să fie conectat la tensiune fără să aibă apă în el, s-ar fi înrășit rezistența instantaneu. Deci robinetul înainte, ieșirea era obturată de o gaură de 2 mm, 2 mm jumate, și dând drumul la apă, la ieșire era obturată, nu mai ieșea cu presiune, dar ieșea cu volum. Presiunea se oprea în interior și acționa contactul ca să realizeze circuitul. O să demontez contactul ăsta. Contactul este făcut manual. Nu e ceva special, e făcut din bară de cupru. Deci e o lamelă de cupru deasupra de cât are aici, 4 mm grosime și vreo 5-6 lățime ca să fie rigidă, iar cealaltă mobilă, ajutată și de un arc de revenire ca să nu se lipească, și contactul, deci alimentat, acționat de membrană. Asta e un distanțier și ăsta e bulbul ăsta, sau cum să-l numesc, băgat aici, tot din textolit făcut. Deci acționa când membrana, sub influența presiunii apei, se umfla membrana și acționa contactul ăsta ca să realizeze circuitul. Cauciuc din cameră de bicicletă a rămas lipit de atunci și până acum. Iar aici o gaură, gaura de pe care pătrundea apa într-o incintă scobită ușor. Adâncimea, cât să fie adâncimea aici, vreo 2 mm, 3. Gaură care comunica cu unul dintre canale. Să iasă, să împingă în membrană. Deci membrana, distanțier și contactul care e aici, pus peste el, cu piesa . Deci ăsta era principiul de conexiune în timpul când apărea presiune. Deci când dădeam drumul la apă înainte de instant, era robinetul, dădeam drumul la apă și acționa curentul electric, realiza contactul cu curentul electric ca să nu se încălzească instantaneu rezistența. La oprire era invers, se oprea când opream robinetul, se oprea
întâi curentul electric pentru că la scăderea presiunii se oprea curentul și apoi dispărea apa. Dar având furtunul mai sus decât instantul, era așezat mai jos decât gura de ieșire, tot timpul era apă în el. Aici este șurubul ăsta, era pentru blocarea găurii care am făcut-o pentru comunicarea între cele două trasee. Un LED pentru prezența tensiunii la bornele rezistenței. Nu știu dacă pot să desfac și șuruburile de la flanșă. Cred că da, dacă nu am să ăsta merge, o să îl dau într-o parte, măcar să se vadă cum este rezistența înăuntru. Și dacă e arsă sau nu. O să-l dau așa într-o parte, dacă nu se desface șurubul ăla, îl dau într-o parte. Deci asta era garnitura de etanșare cu mastic roșu de temperatură. Și aici rezistența. Chiar una e întreruptă. Deci rezistența electrică băgată pe canal direct. Deci apa trecea direct prin rezistență. Pentru asta trebuia legat neapărat partea mediană, legat la, aici era partea mediană, jumătate din tensiunea rețelei. Pentru că intrând pe aici și se întorcea pe aici, la jumătate aveam tensiunea de jumătatea tensiunii rețelei. Și pentru asta trebuia să legăm neapărat la împământare ca să nu fie, să nu se producă electrocutare. Și nu se producea. Deci asta este rezistența electrică de 2 kW întinsă ca să facă traversarea aici. Pică calcarul depus pe ea. Deci a funcționat, a funcționat mult timp. Sper să se fi înțeles principiul de construcție și funcționare. Cine nu are altă șansă, altă posibilitate, poate să-l facă pe ăsta până reușesc să-l facă celelalte care sunt economice și n-am mai avut timp de studii, de analiză să le potrivesc, să le. Dar sper să mă apuc de ele în scurt timp. După ce trece sezonul de primăvară cu agricultura, cu cultivatul, cu plantatul, cu ce trebuie, o să mă apuc de ele serios și poate reușim să le facem. Vă mulțumesc și sper să fi înțeles ceva din el.